Amém. Haideți în dimineața aceasta să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu, să îl binecuvântăm lui Dumnezeu că ne-a rânduit această zi, această zi minunată, să putem veni în casa Lui și pentru aceasta merită să îi aducem slavă și cinste Lui. Iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu și cererile mele. Haideți în dimineața aceasta să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta binecuvântată, pentru timpul acesta pe care ni l-a dăruit să putem veni în casa Lui de rugăciune. Și aici, în psalmul care l-a citit fratele Alexandru, spune că iubesc pe Domnul că cele aude glasul meu și cererile mele. Oare în dimineața aceasta ne aude Dumnezeu când strigăm spre El? Oare privește El cu milă către noi? Și mai departe, în versetele de mai jos spune: Domnul este milostiv și drept și Domnul nostru este plin de îndurare. Oare în dimineața aceasta ne ascultă Dumnezeu cererile noastre? Oare în dimineața aceasta suntem gata să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului tot ce ne apasă? Haideți, fraților, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta, să-L slujim pe Dumnezeu, pentru că avem această posibilitate să venim în casa Lui de rugăciune și Domnul să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm în picioare și vreau să citesc un psalm, după care să intrăm la rugăciune și Domnul să ne binecuvinteze. Vreau să dau citire psalmului 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Aleluia. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă păvățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Aleluia. Chiar de-ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Noiaua Ta mă mângâie, toiagul și noiaua Ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața potrivnicilor mei și îmi ungi capul cu un de lemn. Și paharul meu este plin de peste el, dar fericirea și îndurarea mă vor însuți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul viacurilor. Amin. Haideți să ne plecăm pe genunchi dimineața aceasta și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi. Amin. Amin.